Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Astăzi vom continua partea a treia cu testarea acestui interesant alimentator de 120W, care în realitate e de 150W. Hai să nu vă mai țin cu vorba și să trecem direct la teste. Să începem cu măsurarea și calculul randamentului. În trecut îi spuneam eficiență, dar am înțeles că e mai corect randament. În fine, trecem mai departe. M-am gândit ca să calculez acest randament cu intrarea la 9V, 12 și 24V, iar ieșirea la 12, 18, 24, 32 și 36. În partea aceasta a ecranului veți vedea afișajul sursei mele de laborator, iar în partea asta alimentatorul nostru SK120X. Pentru calcul, noi ne vom folosi de puterea pe care o veți vedea aici, sau să-i dăm drumul, puterea pe care o vedeți pe acest afișaj de pe ieșire și de puterea de pe acest aparat de măsură de panou. Aici este puterea de la intrare, iar în partea asta puterea de la ieșire. Acest afișaj nu prea ne interesează, trecem cu vederea un moment ca să schimbăm, să se vadă mai în regulă pentru mine. Pe noi ne interesează puterea pe intrare și pe ieșire, deoarece randamentul se calculează în felul următor. Puterea de pe ieșire împărțit la puterea de pe intrare înmulțit la 100. Și așa ne dă în procente randamentul. 80%, 90% și restul procentelor pierzându-se prin căldură, disipare termică. O să încerc să reglez puterea de pe ieșire nu mai mult de 30-40 de W. Să mă limitez la cifra respectivă, la puterea respectivă. Hai să începem. Un moment că aveam limita la 1 amper setată de data trecută. Dăm la maxim și ne ducem pe undeva aproape de 40 de W, nu mai mult. Hai să ne oprim pe aici. 30 de W pe ieșire și 37,1 W pe intrare. Am reglat la 18 V pe ieșire. Hai, lăsăm pe aici. 34,6 W pe ieșire și 42,2 W pe intrare. Am reglat la 24 de volți pe ieșire, 40,1 W pe ieșire și 48,5 W pe intrare. La 32 de volți pe ieșire, 33,8 W pe ieșire, 40,1 W pe intrare. Iar acum la 36 de volți, cu intrarea la aproximativ 9 V, 34 de W pe ieșire, cu aproximație, și 40,3 W pe intrare. Am reglat tensiunea pe intrare de data aceasta la aproximativ 12 V. Hai să reglăm spre 12,2. Iar pe ieșire vom regla de la 12 la 36 de V. Acum e pus la 12 V pe ieșire, 35,3 W pe ieșire și aproximativ 43,2 W pe intrare. Am reglat la 18 V pe ieșire, 34,7 W pe ieșire și 41,6 W pe intrare. La 24 de volți pe ieșire, 38,3 W pe ieșire și 45,3 W pe intrare. Am reglat la 32 de volți pe ieșire, 33,8 W pe ieșire și 39,5 W pe intrare. La 36 de volți pe ieșire, 33,3 W pe ieșire și 39 de W pe intrare. În sfârșit, la 24 de volți pe intrare, am reglat puțin mai mult ca de obicei. Să începem cu 12 volți pe ieșire, la fel reglăm pe undeva pe la 30 și ceva de W pe ieșire.
32,4W pe ieșire și aproximativ 39,8W pe intrare. Am reglat la 18V pe ieșire, 34,3W pe ieșire și aproximativ 41W pe intrare. Am reglat la 24V pe ieșire, 34,6W pe ieșire și 41,1W pe intrare. La 32V, nu prea mult, lăsăm pe aici, 35,2W pe ieșire și 41,7W pe intrare. Și în sfârșit, la 36V, cu intrarea la aproximativ 24V, 35,6W pe ieșire și 42,4W pe intrare. Să continuăm cu măsurarea riplului. M-am gândit să măsor la două tensiuni pe ieșire, la 5V și la 12V. Prima dată în gol, iar apoi la un curent de 3A. Pe intrare am pus la aproximativ 24V, că de regulă așa alimentăm. Probabil fiecare cam la tensiunea respectivă vom alimenta 24V. Este pornit pe ieșire, lăsăm în gol prima dată, să atașăm osciloscopul. Și ca să nu spuneți că este de la acest consumator inteligent, îl vom scoate din priză și vedeți că nu e de la el. Da? E cam la fel. Și în gol avem aproximativ 50 de milivolți vârf la vârf. E excelent. Însă pe noi ne interesează în sarcină. În sarcină de regulă apare acel riplu. Și ne ducem către 3A. Lăsăm pe aici. Avem un riplu de aproximativ, hai să spunem, 120 de milivolți vârf la vârf. Chiar nu e rău deloc, sincer. E în regulă. Din curiozitate să ne ducem către 6A. Pentru curioși mai mult. Da, se văd destul de multe spike-uri, dacă se văd bine, da. Da, oricum tot, e cât de cât în regulă. Pentru pretențioși, hai să oprim ventilatorul, să nu spuneți că e de la el. Și da, pentru pretențioși s-ar putea pune un alt filtru LC pe ieșire. Mai exact, un inductor și un condensator. Inductor serie și paralel un condensator. Dar atenție, cu SR scăzut, e obligatoriu. Să reglăm la 12V, să vede și voi. 12V. În gol, mai mult ca sigur, vom avea cam la fel. Hai să spunem 70, da, e cam tot în zona aia. 70 de milivolți vârf la vârf. Iar acum în sarcină, la 3A. Tot pe acolo, cam 120 de milivolți vârf la vârf. Hai să spunem puțin mai mult, da, tot acolo. 120 de milivolți vârf la vârf. Și pentru curioși, să creștem către 5A, 5-6A. Diferența e insesizabilă, crește un pic, dar nu mult. Filtrul LC existent pe acest kit își face treaba bine. Da, e în regulă. Hai să facem și un ultim test, să verificăm oarecum precizia curentului și tensiunii acestui alimentator. Îmi spun oarecum, deoarece nici nu știu cât de precis este multimetrul meu. Nu o să pun doar acest multimetru, ci o să folosesc încă unul incorporat în osciloscopul meu. O să-l vedeți imediat. Haideți să verificăm tensiunea, pornim acest alimentator. Și să verificăm. E setat la 3,3V, iar cu acest multimetru vom vedea cât are direct de pe ieșire. Da, un moment. 3,26V. Asta înseamnă că în realitate dă cu aproape 40 de milivolți în minus.
față de ce scrie pe display-ul alimentatorului. Cifrele verzi. Haideți să punem și voltmetrul acestui multimetru. Un moment. Da, oscilloscopul acesta are și multimetru. În caz de nu știați, dar stați un pic să îl pun astfel încât să se vadă în cameră. Da, vedeți? 3,26. Asta ca să vă arăt că cele două multimetre ale mele arată la fel la tensiune. Da? Haideți să facem testul și pe curent. Am atașat cele două multimetre, cel de la Kiwiz, cel din partea stângă, din mijloc multimetrul din osciloscop, de la Hanmatec, în fine nu contează, și alimentatorul nostru. Să vedem la aproximativ 1 amper. Ah, hai să oprim pe aici. Vedeți că arată cam la fel între cele două. Ampermetrul din alimentator arată mai puțin cu aproximativ 5 miliamperi. Oricum am înțeles că asta de la Kiwiz e destul de precis. Vedeți că diferențele sunt infime între cele două. Hai să cerem 1 amper. Da, mă, eu zic că e bine, ce mai vrei. Deci 1 amper, 1,04 aproape. Și ăsta e în regulă, chiar este bine. Hai să cresc la 2 amperi. Hai, lăsăm așa. Eu zic că e în regulă. Hai să le punem pe miliamperi, deși în fine. Pe miliamperi. Miliamperi, da? Să vedem. Încercăm să reglăm pe undeva la 100 de miliamperi. Ai 120. 120. E bine, este în regulă. Și ăsta 113. Da, în realitate e puțin mai mult față de ce scrie pe afișaj. Hai la 200. Ai 153. Acum mi-am dat seama că s-a limitat la 200 de miliamperi. 153, 153 aproape. 146, da, arată mai puțin decât în realitate, pe curent. Hai să tragem și concluziile. Consider că randamentul acestui kit e unul bun, în regulă, dar trebuie ținut cont că s-a făcut la puterea pe ieșire în medie pe undeva la 30 până în 40 de W. Probabil, cred că aproape sigur vor fi diferențe dacă aș fi împins puterea pe ieșire la 100 de W. Dar în situația asta, la testul, s-a observat că nu sunt diferențe mari. Al doilea lucru foarte important, triplul, care este unul foarte bun din punctul meu de vedere, probabil depinde de așteptări. Fără nicio sarcină pe ieșire, este foarte bine, iar la un curent de 3 amperi, 120 de milivolți vâr la vârf. Asta înseamnă că acel filtru pe ieșire își face treaba foarte bine. Mai mult ca sigur este acel inductor cu acest condensator, cred, nu? Da, ceva gen. E un filtru LC. Nu știu dacă s-ar mai putea adăuga încă un filtru. Eu cred că da, astfel încât să ai un riplu pe ieșire cât mai mic posibil. Dar nu știu dacă să mă mai complic sau nu, deocamdată îl las așa. Cam mai să termin acest clip, privind testarea și prezentarea în mare al acestui alimentator Buck Boost Convertor, acestui kit de, să-i spunem, 150W, deoarece ați văzut că în meniu se poate schimba limita respectivă. Ceea ce e un lucru foarte bun. Cam mai să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!